câte mașini, câți kilometri parcurși și de la ce vârstă? Probabil în mână sute de mașini, dar a posedat în proprietate 40 în cei 80 de ani și mai bine. Și numărul de kilometri trebuie că depășește multe milioane, dar carnetele puse deoparte de majestatea sa au fiecare cifră la virgulă adusă. Așa că se poate face calculul. Dacă ținem cont de faptul că tinerețea majestății sale era într-o vreme în care dacă erau 3-4 mașini pe o șosea era mare lucru, cifrele, milioanele de kilometri spun multe. Astăzi e ușor de mers. Dar pare inedit pentru un rege să fie, iată, pasionat de mașini, să conducă. De unde această pasiune? Cred că majestatea sa are câteva calități omenești care îl recomandă pentru un bun șofer. Întâi și întâi că respectă pe cei din față. Acest lucru e adevărat și la Parlament și la volan. Întotdeauna a considerat omul de lângă el, omul cu care vine în contact, ca pe o entitate care trebuie respectată. Și aceasta a făcut din el un șofer bun. Pe urmă are un anume spirit de răspundere. Când se urcă la volan, simte răspunderea pe care o are față de mașină și față de viața celor din jurul lui. Așa că probabil că cei care sunt buni lideri sunt și buni șoferi. De la ce vârstă a început această aventură a șofatului? Înainte încă să își dea seama de probabil că la 5-6 ani era deja la volan. Cred că a fost ca un fel de instinct, un fel de legătură cu mașina, cu motorul, care a venit înainte să conștientizeze, înainte să fie practic un om pe picioarele lui. Ai probabil un instinct, e ca orice fel de iubire, ca orice fel de vocație. Ea vine înainte să-ți dai seama de ea. La cine l-a inițiat? Nu prea a fost nimeni din familie sau din prejurul lui ca adulți care să-l influențeze. Aici e partea interesantă, că există un mecanic sau un șofer care, nu știu bine cum îl cheamă pentru că regele nu vrea să dea nume, care probabil că l-a învățat un pic la început unde sunt butoanele, în fine pedalele, dar nu se poate spune că a avut un profesor. Cred că mai degrabă s-a dus el către... Prima mașină adevărată, în adevăratul sens al cuvântului, când a primit-o? Așa aici, a fost două. A fost una electrică pe care o numea Gândacul Roșu, unde nu se poate spune că era cu adevărat o mașină. Era o mașinuță electrică pe aleile de la Cotroceni, dar totuși era o mașină pe care o conducea. Și probabil a format dexteritatea ulterioară. Presupun. Pe urmă a fost la 6 ani când nu ajungea cu picioarele încă la pedale, la ambreiaj și la accelerație. Era un șofer care o făcea și el stătea în brațele șoferului. Dar prima adevărată mașină a fost o mașină Morris, pe care unchiul lui, principele Nicolae, i-a oferit-o, dar tot așa, la o vârstă la care legea nu ți-ar da voie să te urci la volan. Era probabil la 8 ani, 7. Dacă e să vorbim de această vârstă fragedă și dacă ar fi să, nu știu, imaginez un titlu de presă antiregalistă, senzaționalistă, spune că regele a fost urmărit de poliție la un moment dat. E un incident sau o întâmplare de la malul mării? Povestiți-mi mai multe. Da. Acolo... Era vorba de un copil, avea încă 7-8 ani, deci nu se putea, era mai degrabă o năzbâtie decât o ilegalitate. A luat mașina din fața casei pe care o conducea șoferul și s-a dus pe malul mării cu ea. A mers câteva sute de metri pe nisip și cum atunci la Mamaia era foarte liber, nu existau hoteluri, nu existau case prea multe, a mers vreo kilometru, doi cu mașina, pentru că a vrut pur și simplu să încerce, să vadă dacă poate singur să o conducă. Și serviciile secrete, cei care îi asigurau paza, s-au impacientat când un copil de 7-8 ani dispare, mai ales cu valurile alături. Cred că s-au gândit că s-a înnecat sau că a pus mașina în apă, dar el încă de pe atunci conducea mai bine ca ei, așa că... Da, n-a existat niciodată o teamă, o frică din partea celor din jur legat de condus? Ba da.
Ba da, teama a fost permanentă, a fost teama mamei, care avea normal instinctul puiului să-și țină, să-și-l păzească. A fost și teama statului, fiindcă regele a vrut mult mai devreme să înceapă să piloteze avionul și guvernul și, în fine, serviciile, armata nu i-au dat voie pentru că îi punea viața serios în pericol. Dar și mașinile la fel, dar și asta nu s-a schimbat nimic nici în ziua de astăzi, nici în Marea Britanie. Regina Elisabeta nu conduce pe șosea, se urcă la volan din când în când pe grădină, pe alei. Că tot vorbeați de familie, înțeleg că pasiunea sau dexteritatea l-a condus, nu vine pe linie paternă și că majestatea sa regele are și niște opinii puternice în sensul acesta. Culmea, mașina o conducea mai bine mama lui decât tatăl și la fel s-a întâmplat și în familia greacă sau în familia britanică. Și eu cred că regina Elisabeta conduce mai bine decât prințul Filip mașina. Deci poate că e ceva, femeile poate au mai mult echilibru și mai mult spirit de răspundere. Adică, sigur, au. Ulterior, după ce majestatea sa, regele, a avut, iată, vârsta, să-i spunem, legală pentru a conduce, ce fel de șofer a devenit? A avut măcar impulsul vitezei sau a avut vreo carență în sensul ăsta? Avea calitățile de șofer perfect încă dinainte de 18 ani. Sunt sigur că la 12, 13, 14 ani, când a ajuns la o anumită vârstă, la o anumită maturitate ca să poată înțelege bine motorul, nu cred că a mai avut vreun rival. Probabil poate conduce și cu ochii închiși, cred, nu am nicio îndoială. Iar viteza, da, viteza i-a plăcut întotdeauna. A mers cu 200 de km pe oră în Slovacia, acum de curând nu mai vrea nimeni să stea în mașină cu el, dar n-aveau cum să sară, că nu vrea să oprească. Deci regina i-a spus că e ultima dată când se urcă. Dar nu putea protesta, fiindcă, vă spun, nu a oprit mașina și atunci... Bun. Însă viteza la el nu este o chestiune de bravură. E ceva curios, a avut mașini de cea mai înaltă marcă și de cele mai, din cele mai moderne, dar el niciodată nu le-a privit cu frivolitate. Adică fac o colecție ca să o vadă alții. Ca pe trofee. Ca pe trofee, da. Nu a privit acest lucru ca pe o vanitate, ca pe un orgoliu. Le-a privit ca pe obiecte perfecte, pe care le respecti și le apreciezi, le dai valoare, pentru că din mâna omului a putut ieși ceva atât de extraordinar. Și viteza a fost mai degrabă o probă, un examen de stăpânire de sine, de forța de a duce lucrurile până la acea viteză, dar de a menține totul sub control. Asta, de altfel, el n-a avut niciodată niciun accident în 80. Niciodată în pericol? N-a fost ani, nu, niciun pericol iminent. Să fie și un semn de dorință, de evadare, de libertate, da, viteza, da, în singurul moment, da, în care, da, se putea simți liber? Da, pentru că, vedeți, acum, în momentul în care ajungi într-o poziție atât de complexă cum e cea de a conduce un stat sau de a fi un lider, un model pentru cei din jur, nici astăzi, în zilele noastre, nu e un lucru ușor. Dar aminte atunci când vorbim de vremuri în care erau conflagrații în care mureau milioane de oameni. Acum, în anul 2012, toate aceste lupte care se duc în plan politic sunt un fel de glumă față de 1918 sau 43-44, când sute de mii de oameni dintr-o semnătură ta sau dintr-o, nu știu cum să spun, conduși de tine, se duceau la moarte pentru ca să-și apere țara. Deci toate acestea dau o anumită tensiune și o anumită dificultate în a-ți duce viața de zi cu zi și atunci simți nevoia să faci un lucru concret, manual, cum a fost, de exemplu, atelierul său auto, în care și-a construit piesele singur, nu fiindcă nu le putea cumpăra, ci pentru că era un fel de a evada, cum spuneți. Bun, au existat și mașini mai puțin obișnuite. Scuzați-mă, da, dar trebuie să știți că șuruburile pe care le face el sunt mai bune decât cele de la magazin. O piuliță făcută de rege n-are absolut niciun fel de... E 100%, nu există eroare la... A și recondiționat, înțeleg, 9 jeepuri, dacă am înțeles, da, eu bine. Până la ultima piuliță, nimic nu a fost artificial. A fost ori cumpărată de la magazinele de antichități și refăcută, cea originală, piuliță, șurub, cauciuc, oglindă, până și bucățile acelea de cauciuc care se pun la uși, între uși și ferestre.
garniturile, absolut toate sunt originale, iar dacă n-au putut fi originale, le-a făcut singur. Și cum, când timpul își petrece într-un astfel de demers? Un jeep poate dura 2 ani ca să fie făcut. Uneori 6 ore pe zi, 4 ore, dar asta intermitent, pentru că are dimineață briefingul, își vede documentele, citește notele care... Bă, în fine, nu și-a schimbat atunci viața când lucrează, iată, la aceste mașini, îi place să fie singur? Sau... Pe Regina o acceptă cu foarte mare plăcere. Regina, câtă vreme a fost foarte în putere și activă, îl ajuta la atelier. Făceau un duo foarte armonios. Spuneam că există și mașini mai puțin obișnuite sau au existat în colecția regelui mașini de sorginte armată, mașini amfibie. Povestiți-mi, știu că există niște evenimente interesante legate de acestea. Știți că majestatea sa are aparența unui om foarte serios, dar de fapt are un anume simț al umorului moștenit de la mama lui, care uneori dă și rezultate în practic, adică nu se amuză doar de lucruri, uneori chiar are, în fine, când era tânăr, avea și tentația năzbâtilor, desigur, ca orice copil. Odată s-a urcat într-o mașină amfibie pe Mureș, la Săvârșin, și a văzut un pâlc de țărani, erau și câțiva soldați acolo, departe, și a intrat cu mașina în râu, a intrat complet în apă. Ei n-au văzut, fiindcă era departe, a traversat râul până la ei și când mașina a ieșit din apă sub ochii lor, au luat-o la fugă. Nu, scuzați-mă, greșesc. L-au văzut când a intrat cu mașina în apă, nu știau că e o amfibie, nu știau ceea ce e, și au crezut că s-a înnecat și au început să facă semne. Lumea alarmată în jur. Alarmată, fiindcă îl iubeau, nu vreau să moară. Și el a ieșit în fața lor, în fine... glume de copil. Altă dată cu avionul a venit atât de aproape pe câmpul de aterizare de la Vărădia, care era un câmp cu totul, în fine, improvizat, era iarbă pe jos, îl bătătoreau oile cu copitele lor. A coborât atât de jos într-un picaj că săraca femeie care era cu ouăle pe cap a aruncat ouăle și s-a aruncat pe pământ speriată, dar în fine, el s-a... Cum a reacționat majestatea sa apoi? I-a cumpărat ouăle la loc, s-a dus și i-a cumpărat coșul cu ouă înapoi. Timpul nostru e foarte limitat și vreau să vă adresez o întrebare, alteță, despre procesul de scriere a acestei cărți. Cum ați obținut toate aceste informații? Foarte greu, fiindcă regele e un om foarte spontan. Nu a fost niciodată a plecat către scris sau către... A stat disciplinat când cineva a venit să ia un interviu, a răspuns la întrebări. Dar nu a fost niciodată genul să stea și să petreacă ore, să-și pună pe capitole viața. Deci, de la majestatea sa, poți să scoți cu spontaneitate câteva lucruri dacă se simte bine în momentul acela. Altfel, nu va fi niciodată o materie primă ușoară. E un om, în fine, foarte puțin a plecat către taifas. Deci, cartea a durat ani de zile, pentru că foarte greu îl convingeai să spună ceva din poveștile lui personale. Alteța voastră regală, vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați primit aici la Palatul Elisabeta. La ora 12, doamnelor și domnilor, nu uitați, este lansarea cărții Mașinile Regelui la Muzeul Național de Istorie a României. Sunt acolo mult, mult mai multe evenimente interesante, mult mai multe detalii despre această pasiune. Eu am citit cartea și vă spun, e o lectură care se face pe nerăsuflate. Mă întorc acum la Anca. Mulțumesc mult!